Sunt Tatiana Andrieș și în această seară vom încerca să continuăm corpul renului Rudolf. Am făcut deja căpușorul, piciorușele. Fiecare picioruș l-am pus în două, pentru că știți că am terminat cu 20 de ochiuri. Am lăsat 3 ochiuri de o parte, 3 de cealaltă parte și mi-am fixat 4 ochiuri cu care apoi vom prinde fiecare picioruș de corpul renului. Piciorușele din față le-am punctat cu negru ca să nu le încurcăm, cele din spate cu culoarea verde. Vom avea nevoie de ac pentru cusut lână, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, vom continua cu același croșet numărul 3 și, bineînțeles, firul Bravo, firul culoare cafe lapte, mai închis, cu care vom începe acest tutorial de astăzi. Am făcut un ochi de lanț pe care nu-l vom pune la număr, deci acesta este deocamdată în plus, pentru că are și el rolul său. Începând din acest moment, vom face un număr de 25 de ochiuri de lanț. Am lucrat 3, 4, 5, vom continua singure până la numărul 2. Am lucrat cele 25 ochiuri de lanț. Acum, începând din cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte și vom face un număr de 24 piciorușe scurte. Le vom număra bine, pentru că trebuie să avem 24. Avem 2 deja, 3, 4 și vom continua singure până la a lucra 24 piciorușe scurte. Am lucrat cele 24 piciorușe scurte. Acum mă găsesc în corespondența primului ochi de lanț, acela care spuneam că nu-l punem la număr. În corespondența acestuia, noi vom lucra două piciorușe scurte. După care vom continua, vom trece pe partea cealaltă a lucrului și vom lucra din nou un număr de 24 piciorușe scurte și în același timp vom prinde și acest capăt de fir pentru a-i da mai multă siguranță. Deci ne întoarcem pe partea cealaltă a lucrării cu 24 piciorușe scurte. Noi vom lucra singure și apoi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Am lucrat cele 24 piciorușe scurte pe partea cealaltă a lucrării. Acum mă găsesc în corespondența ochiului de lanț de la capătul rândului. În corespondența acestuia voi face un număr de 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. Aici, în față, noi vom forma pieptul renului. În acest moment voi atașa primul picioruș. În ce mod îl voi atașa? După cum vă spuneam, ați văzut că am fixat aici punctele. Voi intra din primul picioruș dintre cele 24 pe care deja le-am lucrat. Voi intra în corespondența primului picioruș pe care l-am fixat aici. Sper că se vede. Și voi atașa piciorușul lucrării noastre. Un ochi. Cel de-al doilea. Cel de-al treilea iar acum
voi intra în cel de-al patrulea, voi da firul despărțitor deoparte și voi continua pe această porțiune cu 16 piciorușe scurte. Deci lăsăm deoparte restul ochiurilor de la picioruș. Vom lucra 16 piciorușe scurte pe fâșia pe care am făcut cele 24 piciorușe scurte. Eu am deja 4, 5, 6. Vom continua singure până la numărul 16. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte. Acum voi atașa piciorușul din spate. Voi intra în corespondența primului ochi de unde am fixat cu firul negru. Voi face un picioruș prinzând în același timp amândouă părți ale lucrării, cel de-al doilea, cel de-al treilea, iar acum voi face ultimul picioruș, voi da firul despărțitor deoparte, cel de-al patrulea. Voi continua cu cele două piciorușe scurte pe care le-am făcut aici la capătul rândului, dacă vă amintiți. Să intru corect, să nu greșesc. Aici. 1 și 2. Am ajuns pe partea cealaltă a lucrării. Voi atașa piciorușul din spate, cel de-al doilea picioruș din spate, tot așa, lucrând cele patru ochiuri de 4 piciorușe scurte. Deci voi intra primul picioruș scurt, voi intra de aici. Voi închide din nou cu piciorușe scurte. 1 Aici este un pic mai dificil pentru doamnele care încă nu au lucrat. În acest mod. 2 3, iar acum cel de-al patrulea picioruș, dăm firul despărțitor deoparte, 4, după care vom continua din nou cu 16 piciorușe scurte pe porțiunea pe care am creat-o, cele 24 piciorușe scurte, dacă vă amintiți. Deci, noi vom lucra 16 piciorușe scurte și ne vom întâlni pentru a uni și piciorușul din față. Și apoi vom continua lucrarea. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, acum vom atașa piciorușul din față. Voi scoate firul despărțitor doar dintr-o parte. Pentru a nu pierde șirul, voi intra și cu 4 piciorușe scurte, voi atașa și acest picioruș la baza corpului. Iar acum cel de-al patrulea.
fiți am atașat ultimul picioruș, voi continua. Dacă vă amintiți, aici am amulțit, am lucrat trei piciorușe scurte. Voi continua lucrând aceste trei piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. Iar acum, lucrarea se prezintă în acest mod. Nu știu dacă reușiți să vedeți, pentru că camera este foarte, foarte jos. Noi vom începe să lucrăm. Deci, aici este primul ochi unde am închis primul picioruș. Vom începe să lucrăm din acest moment în mod normal, de jur împrejur. Voi fixa acest prim picioruș ca și punct de reper. Voi pune firul despărțitor. De aici va începe fiecare rând. Și vom începe. Vedeți, am întors lucrul pentru că până acum am lucrat pe dos. Acum lucrăm pe față. 1, 2, 3. Iar de acum vom intra în fiecare ochi din picioruș. Deci vom lucra cele 16 ochiuri care ne-au rămas de la piciorușul din față. Felul acesta. Pentru că vom lucra de jur împrejur. Puteți să umpleți un pic mai puțin piciorușele pentru că va fi mai ușor pentru dumneavoastră să lucrați. Vedeți, în felul acesta vom lucra pentru fiecare picioruș în parte. Vom continua lucrarea noastră. Aici este ultimul picioruș. Este un pic mai greu să intru. De aceea îmi este dor de croșetele de acasă din România. Cu acelea lucram foarte ușor. Am spus de multe ori și repet că urăsc acest tip de croșet de aici. Iar acum vom continua cu cele 16 piciorușe scurte până la piciorușul următor și, bineînțeles, vom lucra și piciorușul următor singure. Noi ne întâlnim când terminăm de lucrat și această porțiune a piciorușului din spate. Am lucrat, deci, cele 16 piciorușe de la baza corpului, cele 16 piciorușe scurte de la primul picioruș din spate. Dacă vă amintiți, aici noi am făcut o mulțire de două piciorușe scurte. Acum, deci, vom lucra cele două piciorușe scurte dintre piciorușele din spate. După care vom trece din nou și vom lucra cele 16 piciorușe care corespund piciorușe scurte, care corespund piciorului din spate, cele 16 de la baza corpului și cele 16 de la piciorul din față. Ne vom opri exact
unde am început primul rând și de acolo vom continua lucrarea noastră. Deci noi ne vom întâlni la capătul rândului. Vom lucra fiecare dintre cele 16 piciorușe de la piciorul din spate, cele 16 de la burtă, plus cele 16 de la piciorușul din față. Ne întâlnim la capătul rândului și vom continua lucrarea noastră. Am lucrat și cele 16 piciorușe din ultimul picioruș pe care l-am atașat corpului. Acum vom intra în primul picioruș aici în față, unde avem cele 3 piciorușe scurte și vom închide lucrarea în felul acesta. După care vom începe un nou rând. Deci am făcut un fir alunecat. Acum voi face un picioruș. Avem deja semnul aici. Al doilea. Cel de-al treilea. Vom continua lucrarea de jur împrejur. Vom lucra de jur împrejur un număr de 6 rânduri. În fiecare rând trebuie să aibă 101 piciorușe scurte. Făcând înmulțirea, adunarea în mod corect, avem câte 16 piciorușe scurte la picioarele din față, 16 de o parte și de cealaltă, alte 16 pentru picioarele din spate, iar apoi aici avem 2 piciorușe scurte, aici 3 piciorușe scurte, deci un total de 100 și un picioruș scurt. Noi vom lucra 6 rânduri în acest mod, deci de jur împrejur 6 rânduri. După aceste 6 rânduri ne vom întâlni și vom continua lucrarea. Am lucrat cele 6 rânduri de câte 101 piciorușe scurte. Acum vom începe cu 34 de piciorușe scurte. Deci am pus firul și vom lucra 34 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. 4. Vom continua singure până la numărul 34. Am lucrat cele 34 piciorușe scurte. Acum vom face o scădere. Vom continua cu 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acum din nou vom face o scădere. Vom continua din nou cu 16 piciorușe scurte. 2. Vom lucra singure până la numărul 16. Am lucrat din nou cele 16 piciorușe scurte. Voi continua cu o nouă scădere. După care voi lucra restul piciorușelor până la capătul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 98 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește
Și ne întâlnim la capătul acestui rând, așa cum vă spuneam, cu 98 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut 98 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 50 de piciorușe scurte. Am 2, 3 și vom continua singure, 4, 5. Vom continua singure până la a avea 50 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 50 de piciorușe scurte. Acum voi face o scădere și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului, iar la capătul acestui rând vom obține un număr de 97 piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum vom lucra un număr de 33 de piciorușe scurte. 2, 5, vom continua singure până la numărul 33, 6. Am lucrat cele 33 de piciorușe scurte. Acum vom face o scădere. Vom continua cu 15, cu alte 33 de piciorușe scurte, scuzați, 1, 2, 3, deci vom continua, 4, 5, 6, până la 33. Am lucrat aceste 33 de piciorușe scurte, acum voi face din nou o scădere. Voi continua cu 15 piciorușe scurte. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum voi face din nou o scădere și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. 2, 3, 4. Din acest moment schimbăm firul. Și vom lucra un număr de 49 de piciorușe scurte. Deci 49. Noi ne întâlnim când terminăm aceste 49 piciorușe scurte. Am lucrat cele 49 de piciorușe scurte. Voi face o scădere și voi continua cu restul piciorușelor scurte până la capătul acestui rând, unde vom avea un număr de 93 de piciorușe scurte. Deci vom lucra doar piciorușe scurte până la capăt. Ajuns la capătul rândului, am obținut cele 93 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 32 piciorușe scurte. Așa cum se găsesc, 2, 3, 4, 5. Și continuăm până la 32. Am lucrat cele 32 de piciorușe scurte. Voi continua din nou cu o scădere. Apoi 14 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4.
11, 12, 13, 14. Acum voi face din nou o scădere. Deci o scădere. Urmată de alte 14 piciorușe scurte. Deci vom lucra 14 piciorușe scurte, apoi ne reîntâlnim. Am lucrat din nou 14 piciorușe scurte, vom face o nouă scădere, iar până la sfârșitul rândului vom lucra piciorușe scurte, vor fi în număr de 27, iar în total, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 90 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom începe rândul următor. Acum vom lucra un număr de 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Vom face o scădere. O scădere. Apoi voi continua cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Voi face o nouă scădere. Foarte greu. O scădere. Acum 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voi face din nou o scădere. O scădere. Voi continua cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o scădere. O scădere. 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nouă scădere. Nouă piciorușe scurte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum din nou vom face o scădere. Vom continua cu 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o nouă scădere, apoi vom continua 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o scădere și apoi un singur picioruș scurt. O scădere și un picioruș scurt. În acest moment am obținut un număr de 82 de piciorușe scurte. Acum vom continua. Piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. O scădere. Din nou, 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o nouă scădere, vom continua cu 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o scădere, nouă piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o scădere, vom continua cu 6 piciorușe scurte, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, o scădere, scădere, 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o scădere, 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zece, o scădere, 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o scădere plus un picioruș scurt, ultimul, aici. Acum vom schimba firul despărțitor și vom face un rând de piciorușe așa cum se găsesc. Deci picioruș cu picioruș vom lucra toate aceste piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci acest rând nu vom avea de mulțit, nu vom avea de scăzut. Vom lucra totul așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat un rând de piciorușe așa cum se găsesc. Acum vom continua rândul următor. Vom face 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, o scădere, aveți un pic de răbdare cu mine, o scădere, apoi vom continua cu 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere. Nouă piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Acum vom face o scădere.
Vom continua cu 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10 piciorușe scurte. Acum vom lucra două scăderi. Două scăderi consecutive. Prima scădere. Cea de-a doua scădere. Vom continua cu alte 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom face din nou o scădere. Vom continua cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, o scădere. Piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 67 de piciorușe scurte. Vom continua, acesta va fi ultimul rând din corpul renului și vom începe cu o scădere. Deci primul lucru va fi să facem o scădere. Vom continua, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O scădere. O scădere. Continuăm cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, o nouă scădere. Opt piciorușe scurte. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, din nou o scădere.
10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom continua cu o scădere. 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o scădere, o scădere. Vom continua cu 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, din nou o scădere, iar până la capătul rândului trebuie să avem un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și am obținut un număr de 60 de piciorușe scurte de jur împrejur. Deci acesta a fost ultimul rând din corpul renului. Acum eu voi scurta firul și voi închide acest rând, voi umple cu melană și apoi vom continua lucrarea. Am pus corpul renului în două după ce l-am umplut. Din spate, exact de la jumătate, vom intra cu acul și vom coase un număr de 30 de piciorușe. În momentul în care vom ajunge la numărul 30, noi ne vom opri pentru că vom continua cu gâtul renului. Voi trage din nou un pic, voi intra aici să nu pierd capătul firului, care deja vrea să iasă un pic afară, dar o să-l punem la locul lui. Deci, de aici vom lucra 30, vom coase 30 de piciorușe scurte, le vom uni, aici vom avea un număr de 30. Noi ne întâlnim când terminăm de cusut și vom continua cu gâtul. Așa cum vă spuneam, am cusut cele 30 de piciorușe, începând de la codiță. Aici am un diametru de 30 de piciorușe scurte. De aici apoi noi vom continua cu gâtul. Îmi pare foarte rău că nu reușiți să vedeți cât de frumos stă în picioare renul, însă veți vedea la urmă când lucrarea va fi gata. Stă singur în picioare, nu are nevoie să fie ajutat. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenție, închid aici acest tutorial pentru că este deja lung și vor dura
ore nesfârșite până când se încarcă, apoi voi reveni cu ultima parte în care vom face gâtul, vom pune căpușorul, vom pune ochii, vom face urechiușele, cornițele, codița și vom termina acest proiect. Vă mulțumesc din nou, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru vizualizări și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. O seară frumoasă tuturor! Chiar dacă nu știu când va ajunge sus tutorialul, eu vă doresc noapte bună! La revedere!